Muntele de Aur, de Lazar Pașca. Sufletul copilăriei din noi tânjește de dorul poveștii, de dorul adâncilor adevăruri, îmbrăcate în haină de vrajă, în haină de vrajă a limbii de toți cunoscute, ce se vorbește acolo, în înălțimile sfinte, pe tărâmul unde creanga de aur se oglindește în apele vieții. E limba noastră de acasă, limba pe care am vorbit-o cândva și noi, pe când eram la oaltă cu zeii, cu părinții din ceruri. Și de aceea tânjim după mândra-i aromă, și de aceea ne e drag să o auzim, să o vorbim, iar sufletul nostru de copil ne cere din când în când să-i spunem în ea adevăruri, ca inima să le poată mai bine simți, iar mintea mai cu drag să se apropie de ele și mai ușor să le poată pricepe. În limba aceasta, fără de vârstă, aș vrea să vă spun adevăruri despre spiritualitatea acestor pământuri. Spun cei ce știu că în munții Apuseni, pe vârful ce se cheamă Găina, se înălța în străvechi un palat strălucitor locuit de zâna crăiasă a celor meleaguri, împreună cu suratele ei slujitoare ale focului sacru. Și palatul acela strălucea de departe de pe vârful de munte, noapte și zi, lumină pentru oamenii acestor pământuri. Și era obicei, din străbuni rânduit, ca odată pe an îngăduit să fie oamenilor să urce pe vârful de munte, să fie acolo sus în ziua din miezul de vară, când soarele își atinge cu umea puterii, ca sufletele lor să poată urca și ele cu cânticul ciocârlii deodată în înalturi până la vatra luminii și acolo în vis treaz să se poată uni în marea nuntire cu Domnul Împărăției Luminii, să aibă loc nunta mistică, cununia, cum îi spun oamenii acestor pământuri, dintre Ileana Sânziana și Fetul Frumos. Și de aceea, în ziua aceea, fetele împleteau din flori de sânziene cununi pe care le aruncau în înalt către soare și după cum cădeau înapoi pe acoperișurile palatului zânei crăiese, fetele de măritat își puteau cunoaște ursita. Ci în palatul crăiesei iertat nu era să intre nici un bărbat și zâna crăiasă primea împreună cu suratele ei numai fetele care urcau de cu seară muntele sfânt, ca să fie acolo sus la răsăritul de soare, la sărbătoarea întâlnirii cu alesul ursitei. De aceea sărbătoarea aceasta s-a mai numit și târgul de fete, și așa îi zice până în ziua de astăzi, deși înțelesul ei de mult s-a pierdut. Ci zâna crăiasă mai avea în palat o minune despre care se dusese vestea până departe. Avea o găină ce făcea ouă cu totul și cu totul de aur. Și fetelor care urcau pe vârful de munte spre întâlnirea cu cel hrăzit de ursite, după ce poposeau noaptea întreagă în palat în jurul vetrei sfinte și întrețineau cu lemne curate anume aduse cu ele și cu sfinte miresme focul cel sacru, le se dădea fiecăreia la răsăritul de soare câte un ou de aur de la găină fermecată, drept zestre. Și după ce soarele dădea năsfințit și se sfârșea sărbătoarea, prin aerul încărcat de miresme și vrajă al nopții de vară, începeau rând pe rând să coboare pe munte în jos, perechi-perechi, însoțite de alaiuri de nuntă, fiecare fată ducând în mână oul de aur de zestre. Și ouăle de aur luminau ca niște lumânări aprinse, că muntele întreg scânteia de lumini călătoare ce coborau pe munte în jos, revărsându-se în roiuri de lecurici prin noaptea senină de vară, fiecare ducând lumina de aur la casa cea nouă.
ci trei feciori străini de acele pământuri își pusere în gând să fure ouăle de aur și îmbrăcați mincinos în haine de fete, urcare de cuseară pe munte și fură primiți după datină în palat și lăsați să se așeze la vatra cea sacră și să aibă grijă de foc. Ci către miezul de noapte puseră în foc lemne curat și focul se stinse mocnind în cenușe, iar ei ieșire strecurându-se hoțește afară. Ce în graba lor, apucând neîndemânate găina, aceasta zbătându-se, le scăpă, cârâind disperată și câinii de pază se porniră să latre și începură gonire vrăjmașă ca după lup. Cei trei o luară la fugă, îngroziți pe munte în jos, dar tresnet cumplit căzu din înalturi și muntele zguduit se scuture în cutremur. Și ouăle de aur risipite se pierdură în adâncuri prin crăpăturile ce se deschiseseră în munte. Când soarele răsări, palatul cel mândru nu mai era. Fusese răpit în înalturi, se ascunsese în lumină, iar din ouăle de aur nu mai era nicio urmă. Doar apele ce scormonesc prin adâncuri începură cu timpul să scoată în nisipuri firicele de aur la soare, iar în serile senine, pe cer, începu să se vadă grămăjoare de stele, căreia pădurarii, ciobanii de la voi îi zic găinușa sau cuibul găinușii, cum îi zice poetul. Aceasta e povestea despre un străvechi lăcaș de mistere de pe aceste pământuri și povestea despre o cumplită trădare de mistere, întâmplată pe vremea străvechiului sacerdoțiu feminin de pe aceste meleaguri. Dar oamenii acestor pământuri continuă și azi să urce pe munte, an de an, în duminica anumită din miezul de vară, urcând pe munte la târgul de fete, mânați de un dor neînțeles din adâncuri, un dor, de fapt, după unirea cu înțelepciunea străveche a înălțimilor sfinte, cu înțelepciunea solară. Și aici, lângă noi, nu departe, în munții Ureștei, se află alt munte, Muncelul, îi zice acum, locuit în vremi mult mai aproape de noi, cam cu 2 milenii și jumătate în urmă, de profetul acestor pământuri, profetul pe care Platon, în dialogul cu Harmides, îl numește prin gura lui Socrate, rege și zeu, Zamolxis, discipul al lui Pitagora, discipulul marelui Zoroastru, învățătorul solar. Zamolxis, cel care a adus și a sădit în oamenii acestor meleaguri învățătura despre nemurire, despre veșnicia ființei și despre viețile pământești repetate și le-a dat astfel neînfricarea și curajul în luptă, oamenii pe care părintele istoriei Herodot îi place să-i numească geții care se socotesc nemuritori. Cetatea de la Costești, cu templele ei din jur așezate pe terase spre cele 4 zări ale lumii, este începutul pământului sacru, a sacrei incinte din jurul muntelui sfânt, pe care se află așezământul cel mai mare de temple, cetatea cea sfântă, Sarmize Cetuza, Hieropolisul Dac, Sionul și Lassa acestor pământuri, și e totodată și primul ei bastion și reședință a regilor daci. Pașii profetului îi întâlnim aici în jur, semănați pretutindeni, iar sus pe muntele sfânt, pe Cogaion, înțelepciunea solară este făcută vizibilă peste tot, în semne de piatră rămase până acum. Dar jos în adâncuri, în peștera tainică din străfunduri de munte, se află ascunsă comoara înțelepciunii străvechi, păstrată aici pentru cei care vin. Ea poate fi găsită numai de cel care în fel anumit se gătește vrednic să fie să ajungă din nou la aurul înțelepciunii solare, ascuns acum în adâncul de munte, în peștera tainică și păstrat pentru cei care vin. Și spun cei care din vremurile cele au păstrat și transmit din bunic în nepot taina aceasta, că vremurile au venit,
și în vremurile noastre îngăduință s-a dat celor care o știu să o spună unor domni învățați, dar care au și credință în lucrurile sfinte și le cinstesc. Și că numai astfel de oameni vor putea de acum ajunge la vechea comară ascunsă în peștera din muntele cetății și numai lor le se va mai deschide de acum înainte intrarea în munte. Așa îi povestea lui Ioan Ioanașiu într-o seară Adam Dumoniu la poalele cetății, îndemnându-l. Și atunci celui cărui s-a încredințat taina aceasta și întreg postul mare și-a făcut pregătirea, iar în vinerea mare după ce la slujba de maslu a fost miruit de 7 ori cu mirul cel sfânt de cei 7 preoți slujitori la altar, iar seara după slujba punerii în mormânt, cu o lumânare aprinsă în mână și cu un mănânc de flori de sub cruce, pornește de la bisericuța din deal pe drumul cetății, îi se ridică deodată în față la loc anumit Porți Grele. Și el trebuie cu curaj să pășească înainte și de 3 ori să bată în porți cu putere rostind: deschideți, am adus lumina de schimb. Și porțile se deschid și în fața lui stă peștere largă și masă înconjurată de 12 bărbați îmbrăcați în haine de câine pe albă, pe cap cu căciuli de pâslă turtite și în mâini cu săbii în formă de secere, cumplite săbii dacice cu vârf necurbat. Și în mijlocul mesei tipsie mare de aur rotundă. Este așezat sfeșnic de aur în chip de pasăre în zbor spre înalturi, iar pe tipsie ouă de aur. Și el e poftit de bărbat cu înfățișare regală să pună lumânarea aprinsă în sfeșnic și să se așeze în jilțul cel gol din locul de frunte, ca al 13-lea dintre ei. Și abia se așeze că în jur se pornește zgomot de luptă, de încrâncenare cumplită și crește umplând încăperea, dar cei 12 bărbați stau neclintit cu ochii țintă în lumină, doar săbiile lor în formă de seceri sângerează amarnic. Lumina din sfeșnic luminează însă din ce în ce mai puternic, ca și când ar primi tărie din privirile lor și zgomotul de lupte se stinge încet, iar ouăle de aur prin strălucire de roșu. Și se simte deodată o adiere ușoară de vânt și undeva de departe chemare de clopot, și el, tresărind, se trezește cu un ou de aur în mâini în drum spre biserică în dimineața de vreme. Și oul luminează la fel ca luminile aprinse ale celor care, ca și el, se îndreaptă spre bisericuța din deal la slujba învierii. Și când porțile bisericii se deschid la chemarea, veniți de luați lumină, intră și el cu ou de aur în mâini și îl duce și îl dă preotului să fie pus pe altar sub cruce, lângă potir. Și când soarele duminicii întâia pătrunde în altar și razele lui se sparg în oul de aur, în mintea lui se aprinde deodată lumină limpezită și nouă și vede cum ființa celui înviat pulsează acum în trupul înțepenit al pământului ca o inimă vie străbătând sevele lui încetinite, greoaie, cu viața lui înviată și nouă, și pământul întinerit începe să prinde strălucire și viață de soare. Pe el îl vede acum uimit, cum suie în seve în ritmuri vioaie în firele frăgezite de iarbă și viu zvâcnește în muguri tineri, mustind de lumini și aleargă în murmur zglobiu prin limpezim de izvoare. Pe el îl simte acum în mirosul pământului reavăn și îl aude cum trece adiere de vânt prin verdele frunzișului proaspăt. Pe el îl vede cum alb se deschide în florile de cireș și se aprinde roșu în trădăfir de rusalii și auriu se coace în hold în bobul de grâu și se îndulcește în toamne rubiniu în rodul de viță. Pe el îl simte acum cum se ridică mireasmă din pâinea cea bună și caldă și îl gustă, cum se limpezește aromă în vinul cel nou,
în mod real hrană sfântă pentru copiii pământului, care îl calcă în picioare neștiutori că umblând pe mult pătimitul său trup, ei noapte și zi umblă de fapt prin cuminecătură. Căci, așa cum a zis poetul acestor meleaguri, pământul întreg este trupul lui și noi noapte și zi călcăm prin Euharistie. Aceasta e o altă poveste despre aceste pământuri și locuri. Poveste ce aduce cele din tâi împlinirea, dar face și puntea spre cele ce vin. Am primit aceste povești de la rândul celălalt de oameni care s-au nevoit aici înainte de noi, pe căile înțelepciunii solare și ne-au împărtășit-o și nouă cu inimă largă și dragoste mută. Pe ei, cei mai mulți dintre ei de mult nu mai sunt printre noi, nu-i mai putem vedea și auzi cu simțuri de trup. S-au ascuns în lumina celui nepătruns, cum zice preotul poet, dar sunt vii și activi și prezenți în această lumină și aici printre noi. Și noi, la rândul ne, dăm aceste povești celor care vin, celuilalt rând de oameni chemați să ducă mai departe lumina, să facă să strălucească mai puternic înțelepciunea solară pe aceste meleaguri, înțelepciune redăruită nouă în acest veac de sfârșit de mileniu, cu dragoste multă și cu multă jertfire în mod nou de cel pe care cu tot respectul ne luăm îngăduința să-l numim Învățătorul nostru solar, Rudolf Steiner.